ar fi să vorbim în cifre, în mediu implementarea acordului de asociere este de 60-63%. Asta ar însemna că avem restanțe și avem restanțe serioase, trebuie să recunoaștem acest lucru. De asta și ne-am propus în termen de 5 zile. Colegii vor veni cu un plan de acțiuni care ar presupune că în termen de nu mai mult de 30 de zile aceste restanțe să fie eliminate, după care să revenim în conformitate cu Planul Național de Acțiuni pentru implementarea acordului de asociere.